Consilierii raionali s-au întrunit azi în cadrul Comisiei Economico-Financiare pentru a discuta pe marginea mai multor proiecte de decizie. Consilierii au solicitat autorităților să fie prezentate deviziile de cheltuieli pentru alocarea mijloacelor financiare care demonstrează gestionarea corectă a banului public. Eu, ca președintele Comisiei Finanțe și Buget, de multe cifre, de multe povești, le aud înainte de ședință cu jumătate de oră, cu o oră, de atâta cred. E nevoie ca dumneavoastră să dați explicații, ca să le cunoaștem și noi în detaliat. Dacă doamna Veronica s-ar permite, înainte de a lua o decizie împreună cu domnul președinte, ca să anunță președintele Comisiei Finanțe și Buget, să știbă modificările și pe urmă să venim la comisie și pe urmă să le avizeze domnul președinte, noi cred că n-ar șeri explicațiile astea, le-am cunoaște dinainte. Dar în legătură că eu nu le cunosc, și ați vă dau exemple foarte multe, nu le cunosc și nu le știu, ca președinte nu vreau să fiu aici, că nu mă spun cine pentru, cine da și pentru asta. Transferurile cu situație specială s-au majorat în sumă de 2.953.400, transferuri din fondul de susținere a populației pentru pachetul minim de servicii sociale. Toată această sumă am primit prin intermediul Direcției Asistență Socială, scrisoare de la Ministerul Sănătății, unde este indicat că aceste sume sunt pentru ca serviciul de asistenți personal, unitățile de state de a fi modificate spre majorare, începând cu 1 iulie, cu 104 unități. Misiunile sau chestiunea numărul 1 din ordine de zi, cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionului și sferii sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă, este una foarte importantă pentru raionul Vlodin și, în special, depășește atribuțiile și competențele secției economiei. Și intervin cu domnul președinte să nominalizeze, să delegheze un vicepreședinte responsabil de chestiunea dată. Autoritățile au propus să aloce 85.000 lei pentru procurarea mobilierului necesar la grădinița Movileni, 150.000 sunt alocați pentru contribuție la finanțarea proiectului implementat în satul Petrunea, construcția sistemului de canalizare a apelor reziduale din Petrunea. Vreau să spun că au fost două probleme în anul 2019 și 2020, sezonul de încălzire, la Cașba și la Caminga. La Caminga deja, despre ce vorbiți dumneavoastră, deja este procurat și este instalat. Dacă eu nu mă greșesc, cum? Dacă nu mă greșesc, așa mi s-o, cel puțin așa mi s-o spus. A fost luat la control și a fost alocat, dacă nu mă înșală memoria, 90 de mii încă la sfârșitul anului. Mai departe, și ține de Cașba o să se rezolve până la începutul, da? nici nu trebuie să ajungem la începutul sezonului de încălzire, acum se finalizează gazoductul și, să spunem noi, cazangerie care o să alimenteze cu energie termică instituția respectivă. În cadrul ședinței, președintele raionului a venit cu unele explicații pentru proiectul dat. Astfel, după mai multe dezbateri, consilierii au dat aviz pozitiv pentru a aloca surse financiare pentru crearea condițiilor mai bune în gimnaziul din funduri vechi, gimnaziul Caminca, gimnaziul Cobani, 300.000 lei s-au alocat pentru satul Struzovca, contribuție la reparația capitală a drumului local din sat.